Care vă aflați pentru prima oară pe acest canal, aici facem clipuri cu și despre detailing-ul auto, testăm produse și aflăm lucruri noi despre îngrijirea mașinii. Pentru toți ceilalți, bine ați revenit! După cum știți, acum, cred că 2 luni, am primit în teste peria pentru îndepărtarea părului de animale de la Annalan sau Annalan. Da, știu câți v-ați spus, are un nume mai ciudat, dar este un nume chinezesc, așa că asta e. O să las oricum aici și clipul acela. Însă o să vă mai arăt o dată peria. Cam așa este ea. Ergonomică, funcționează foarte bine. De atunci și până acum deja a acaparat toată piața detailingului. În America se găsește destul de greu, în România spre deloc. Este o perie foarte, foarte bună. După cum am spus, probabil cea mai bună din domeniu, extrem de ergonomică și foarte, foarte eficientă. Da, curăță extrem de bine părul. Aceasta este versiunea, prima versiune de fapt, însă cei de la Annalan ne-au trimis și versiunea a doua. Versiunea a doua, din ce am înțeles eu, vine cu câteva modificări. De fapt, versiunea a doua pe care am primit-o eu vine cu câteva modificări, deși ambalajul este același, avem culori diferite. Haideți mai bine să o desfacem și vedem. Așadar, este disponibil în 2 noi culori, portocaliu și roșu. Cel puțin asta este ceea ce am primit eu. Am desfăcut-o pe cea portocalie. Da. Aceasta este culoarea. La fel, ambalajul este același. De fapt, haideți să vă mai prezint o dată și ambalajul. Pentru cei care n-au văzut primul clip, aici avem peria propriu-zisă, aici avem un bilețel de mulțumire împreună cu aceste două agățători, practic, da, pentru a-l putea ține aproape de noi. Indiferent că îl vom agăța în casă, dacă îl vom folosi în casă, de ce nu? El funcționează perfect și în casă, nu știu, canapele, covoarele pe care stau animalele și așa mai departe. Sau chiar locul lor, locul în care dorm, trebuie curățat și el. O perie din aceasta va face minuni, garantat. Așadar, acesta este pachetul. Am precizat și în clipul anterior, nu există multe perii pentru îndepărtarea părului de animale care să fie îndepărtate atât de ambalate atât de premium. Dacă le vom compara pentru a vedea exact diferențele. Da, clar. De data aceasta încap amândouă degete, pentru că data trecută
Încăpea doar un deget în gaura aceasta și nu era foarte incomod, însă te chinuiai o secundă până găseai, poziția perfectă pentru a mânui unealta. De data aceasta, această gaură a fost mărită. Eu am și degetele puțin mai groase, însă asta mi s-a spus că culorile sunt diferite. Mm-hmm. Așadar, dacă le punem exact una lângă alta, putem observa că pe lângă această gaură avem și inclusiv lamele din cauciuc care ridică părul propriu-zis de pe material, sunt modificate și ele. Au ținut cont de feedback-ul clienților și s-au adaptat. Haideți să testăm rapid, avem aici un covoraș de mașină pe care a stat o pisică. Mai arătăm o dată. Partea cea mai mare, partea cea mai mică, și aici putem vedea, și partea mijlocie, la fel, dinții sunt și mai rari și mai mari. Dacă ne uităm atent, și culoarea cauciucului este diferită. Una peste alta este o unaltă foarte arătoasă și, după cum am mai spus, extrem de eficientă. Haideți să vedem acum dacă va curăța părul de pe acest covoraș în totalitate. Da, este curățat aproape în totalitate și am folosit cea mai mare parte. Să vedem dacă mai reușim să ridicăm ceva și cu partea mijlocie. Da, nu am mai ridicat mare lucru. După câteva treceri cu cea mai mare parte, după cum ați văzut, a curățat covorașul perfect. O să trec și cu cea mai mică parte totuși. Sper că și pentru voi este la fel de satisfăcător cum este pentru mine să vedeți o asemenea unealtă care își face treaba atât de bine. Hai să continuăm. Da, suprafața este absolut perfect curățată. După cum știm, o perie pentru îndepărta părul de animale în mod normal se folosește în tandem cu un aspirator, dar după cum putem vedea de data aceasta, nici măcar nu mai ai nevoie de aspirator. Bineînțeles, nu recomand acest lucru, întotdeauna vom curăța părul de animale și cu aspiratorul la îndemână. Acesta este doar un exemplu despre cât de eficientă este această unealtă. Suprafața este curățată perfect de părul de animale, care, după cum știm, se îndepărtează, să spunem că destul de greu, dacă nu foarte greu, de pe suprafețele textile. După cum știți sau nu, videoclipul nostru, cel din România,
a avut cele mai multe vizionări de pe YouTube pentru prima versiune a periei, așa că cei de la Analan ne-au mai trimis încă 5, de fapt mi-au mai trimis încă 5 perii pe care să le împart cu voi. După cum ați văzut, una am desfăcut-o deja și îmi va rămâne mie, iar celelalte 4 le vom da la giveaway. Așadar, mai avem 2 roșii și 2 portocalii. Una din perii va fi extragere separată doar pentru membrii plătitori, celelalte 3 pentru oricine. Singura condiție, ca de obicei, de fapt singurele dacă le numărăm, sunt să fii abonat al canalului, să lași un like și un comentariu acestui clip. La fel ca și data trecută, extragerea se va face peste 5 zile. Vor fi 3 câștigători, iar primul și al doilea câștigător își vor alege culorile. Ultimul, bineînțeles, va primi culoarea care a rămas. Ok, asta a fost tot pentru astăzi. Sper că aceste informații v-au fost de folos. Un like și un comentariu acestui clip și, dacă nu vă deranjează foarte mult, și un subscribe. Până data viitoare, ai grijă de mașina ta!